Mangini, De Pateric, de la Pavel Evergetinosul. Deci bună e îndelungă răbdarea cu rugăciune, când o arătăm pe dânsa spre fratele cel bântuit de vrăjmașul cel de obște și care într-o deznădăjduire a căzut. Că de multe ori rugat fiind Dumnezeu și miluind pe a sa zidire, îndreptează pe cel greșit și îl ridică din cădere, iar asprimea și mustrarea făcându-se au firea mai vârtos a zdreli rănile celui căzut decât a le tămădui. Unui frate ce viețuia în obștea lui Ava Ilie, i s-a întâmplat odinioară o ispită, o cădere în păcat. Și gonit fiind de acolo, s-a dus la Ava Antonie, în munte, și a petrecut la dânsul câteva vreme. Apoi l-a trimis pe el Ava Antonie în obștea de unde ieșise, dar cei din obște nu l-au primit. Și întorcându-se la Ava Antonie, i-a spus lui, n-au voit să mă primească, părinte. Iar el, trimițându-l împreună cu un frate, le-a vestit lor acestea. O corabie s-a primejduit în Noian și și-a pierdut povara și cu trudă au scăpat la uscat. Iar voi, voiți să o cufundați pe cea scăpată? Și înștiințându-se ei că Ava Antonie era cel ce l-a trimis înapoi pe fratele, l-au primit de îndată. De la Sfântul Efrem. Pentru cei fără de rânduială dintre frați și lenevoși, nu trebuie să se liniștească egumenul, pentru că cei ce nu voiesc de frica cea dumnezeiască aș înfrâna inima lor, prin mustrare și asprime să se depărteze de cele nefolositoare, precum robul se înțelepțește numai de asprimea stăpânului. De la Ava Marcu. Cel ce dă voie supusului să grăiască împotrivă, când nu trebuie, îl amăgește pe dânsul într-o acel lucru și îl gătește a se lepăda de făgăduințele supunerii. Nu fi îndoit la inimă, într-un fel cu cuvântul aflându-te și în altfel cu conștiința, că pe unul ca acesta sub blestem îl pune Scriptura. Sunt unii care gresc adevărul și sunt urâți de cei nebuni, iar alții care, fățărnicindu-se, sunt iubiți de aceia. Însă nici unul nu va rămâne într-un târziu fără răsplătire de la Dumnezeu, căci Domnul fiecăruia la a sa vreme va da pe cea cuvincioasă răsplătire.